Bună ziua, suntem în continuarea maratonului nostru de la Târgu Mureș împreună cu doamna profesor Roxana Roba, cadru didactic în interiorul Facultății de Drept a Universității și în egală măsură avocat. Bine v-am găsit! Și eu bine v-am găsit, bine ați venit! Aveți în supraveghere, aveți în sala de curs de seminar pe studenții atât ai anului 1, 2, dar și din ceea ce îmi spuneați mai târziu în anul 4. Cum vin studenții în anul 1 de facultate, cât sunt ei de pregătiți, cât sunt conștienți de această alegere, cum au perceput facultatea înainte de a intra la facultate și care sunt lucrurile pe care le percep ei după ce încep cursurile la facultatea de drept? În general, în primele dăți în care ne întâlnim cu studenții din anul 1, cel puțin în ceea ce mă privește, am o discuție liberă cu ei și întreb care este motivul pentru care au ales această facultate, ce profesie visează să urmeze după ce vor termina studiile, sigur dacă s-au gândit la asta, care e motivul pentru care au ales această, specializare și cam de unde, ce liceu a terminat, ce studii au urmat înainte. Cam astea sunt discuțiile, dacă a fost decizia lor proprie sau dacă au fost influențați de familie, eventual dacă în familia lor au existat persoane care au urmat de asemenea profesii juridice. Încercați practic să faceți un profil al lor, să-i vedeți cât de pregătiți sunt pentru facultatea de drept, ca să știți ce aveți de făcut de la catedră pentru cursurile și pentru cariera lor până la urmă. Da, și foarte interesant apoi să le urmăresc evoluția și să văd în anul 4 dacă într-adevăr au rămas să urmeze profesiile cu care erau hotărâți de la început sau și-au schimbat opțiunile, cum au înțeles ei să lucreze pentru a-și îndeplini țelurile în cele din urmă. Concluziile care ar fi după această incursiune în decizia lor de a veni la facultate, cât de pregătiți sunt pentru cariera juridică, ce concluzii trageți după aceste discuții cu studenții? În general sunt destul de hotărâți în sensul că au o motivație de ce au ales această facultate, o motivație a lor personală. Sigur, unii într-adevăr îmi povestesc că au avocați în familie sau notari sau executori, persoane care au urmat profesii juridice și atunci oarecum au fost influențați sau ei au avut posibilitatea să lucreze cu aceste persoane, să afle diferite informații și atunci cumva văd un drum mai departe în acest sens. Eu văd destul de hotărâți, destul de determinați. Cei care au intrat în anul întâi în 2015, de exemplu, majoritatea își doreau să devină procurori. Da, și îmi spuneau că li se pare foarte interesant dreptul penal și aveam niște discuții de genul acesta, deci foarte, foarte mulți dintre ei. Judecători, dar și avocați. Au fost, de exemplu, perioade în care foarte mulți dintre ei își doreau să devină avocați. Sigur, pe parcurs e posibil să-și mai schimbe opțiunile, întrucât află, desigur, mai multe informații, dar mulți dintre ei încep timid, așa ușor, să mai și lucreze, da? Sau să meargă într-o practică și atunci este cu totul altfel. De multe ori imaginea lor și-o formează de la televizor, urmărim filme, deci nu chiar din realitatea efectiv și atunci e posibil să-și mai schimbe uneori opțiunile, dar în general sunt determinați, sunt foarte ambițioși, lucrez foarte bine cu ei, deci chiar pot spune că există o bază, da, solidă, pot să lucrez cu ei foarte bine, sunt deschiși, volubili, din punctul meu de vedere există potențial foarte, foarte mare și ei pot să realizeze practic chiar tot ceea ce își doresc. Bineînțeles că asta implică și muncă și aici există evident unele diferențe, da? Însă lăsând la o parte acest lucru, potențial există în fiecare dintre ei, am văzut acest lucru. Vreau să vă întreb, după aceste discuții inițiale, în primul an de facultate, care ar fi concluziile în anul 4? Cât de mult îi schimbă pe studenți cursurile facultății de drept? Cum îi regăsiți, practic, pe studenți în anul final al facultății? În anul final îi găsesc majoritatea dintre ei mult mai pregătiți.
deja discuțiile sunt la un tot alt nivel. Din punct de vedere al noțiunilor de drept, discutăm la un tot alt nivel, lucrăm deja pe spețe, pe practică judiciară, sunt foarte interesanți, mulți dintre ei începând deja să lucreze sau având contact cu diferite profesii, pun întrebări cu care s-au confruntat acolo în practică și sunt foarte determinați să vadă exact care este punctul de vedere cel mai corect. Acum, sigur, de multe ori nu există un singur punct de vedere, că există mai multe puncte de vedere pe care e bine să le cunoască fiecare cu argumentele lor și eu totdeauna le subliniez acest lucru, că și practica judiciară la noi, sigur că se străduiește să fie unitară, dar de multe ori nu este posibil acest lucru. Și rezultate sunt, mulți dintre ei reușesc și sunt deja colegii mei, fie avocați, fie consilieri juridici, fie magistrați în devenire, deci avem rezultate cu care evident că ne mândrim. Spuneam la început că dețineți și calitatea de avocat. Care ar fi abilitățile sau care sunt lucrurile pe care trebuie să le aibă, să-și le însușească, să le dobândească în timpul facultății sau chiar înainte un student pentru a fi un bun avocat? În primul rând, evident, o temeinică pregătire juridică. Acesta este, sigur, valabil pentru toate profesiile juridice. Apoi, sigur, este necesar ca pentru partea de pledoarie în instanță să existe totuși oarecare abilitate de a vorbi în public, de a fi convingător, de a fi eventual mai puțin emotiv sau de a reuși să lucreze cu aceste lucruri și să le depășească, dacă este cazul, astfel încât să poată exercita cu succes profesia. Sunt foarte, foarte multe abilități de care are nevoie un avocat, inclusiv în relația cu clientul. Este foarte dificil, clienții sunt dificili, trebuie să se poată adapta, să discute cu fiecare persoană, să știe cum să-i prezinte informațiile. Este nevoie, într-adevăr, nu e o profesie ușoară sau poate din anumite puncte de vedere, poate părea din exterior că nu e foarte dificil, dar e o profesie din punctul meu de vedere complexă care necesită foarte multă muncă și în același timp, ceea ce am constatat la mine, chiar un consum destul de mare de energie atunci când, sigur, îți dorești ca de fiecare dată să știi că ai făcut tot ce se poate posibil pentru clientul respectiv ca să reușești o apărare cât mai bună și, dacă se poate, sigur, și rezultatele să fie pe măsură. Vorbeam mai devreme despre profesii, despre alegerile studenților. Din acest punct de vedere, dincolo de munca despre care vorbeați, care ar fi frumusețea avocaturii? Există multe satisfacții și în această profesie, ca în oricare alta, atunci când vezi că munca ta are rezultatele pe care le urmărești sau poate chiar acestea sunt depășite, da, așteptările tale, da? Atunci când vezi că clientul tău este mulțumit de apărare pe care ai făcut-o, când chiar el îți spune că nu spera poate într-o soluție atât de bună, da, sau este mai mult decât se aștepta, există sigur această satisfacție sau când lucrezi la un proces care nu este în care vii tu cu o idee nouă, da? Deci nu a mai existat precedente și atunci ai această satisfacție că ideea ta s-a concretizat și într-adevăr strategia pe care ai abordat-o și felul cum ți-ai construit cauza au obținut rezultatul scontat. Sunt bucurii și în această profesie. Sigur că da, sunt și dezamăgiri. În ceea ce mă privește, am spus acest lucru, probabil că ar trebui totuși un pic aici să lucrez și să schimb. Foarte sau mai mult mă afectează în sens negativ faptul că un proces nu am reușit să-l câștig așa cum mă așteptam și așa cum am muncit pentru el, decât
mă bucur atunci când am câștigat procesele. Deci de obicei nu te gândești că oare ar mai fi trebuit să faci ceva sau ar fi trebuit să prezinți lucrurile într-o altă minune și într-o altă lumină și atunci ești așa gândit și sigur te bucuri și când le câștigi, dar parcă tot îți rămân în minte acelea pierdute acolo, da, deci peste satisfacții, da, rămân și acelea, dar mă rog, cred că aici ar trebui totuși să mai lucrez eu cu mine și să mai schimb, că nu e chiar corect. O ultimă întrebare aș avea, cât de greu este să-ți faci un nume în avocatura din afara Bucureștiului? Există posibilitatea avocaturii, să zicem, de provincie, nu neapărat în sens peiorativ, ne permite această avocatură în afara Bucureștiului o specializare? Da, permite, cu siguranță că permite, deși, într-adevăr, am constatat acest lucru că puțin dintre colegi sunt specializați. Dar cred că există posibilitatea afirmării și specializării, se tinde spre aceasta și eu sunt sigură că se va realiza, cel puțin în ceea ce mă privește, clar că am anumite domenii doar pe care lucrez și eu cred că acest lucru este absolut posibil și în provincie, în egală măsură cum se poate și în capitală, ba chiar aș considera că este poate mai dificil acolo ca nou venit să te afirmi sau cel puțin ai nevoie de o perioadă de timp. Un brand în avocatura din afara Bucureștiului, în cât timp se construiește și cât de important este numele, brandul în avocatură în general? Este important, cu siguranță. Da, absolut că este important și durează ani. Durează ani de zile. Poate sunt care au reușit și într-un timp mai scurt, așa, fulger, prin excepție, ca să zic, de la regulă, dar durează câțiva ani de muncă continuă, durează. Da, profesor, vă mulțumesc, a fost o plăcere să stăm de vorbă, să ne povestiți despre studenții dumneavoastră, despre alegerile lor, despre avocatură și despre toate celelalte lucruri despre pentru care suntem aici și despre care am discutat cu plăcere.